Salut! În lecția anterioară ne-am format o perspectivă asupra felului în care funcționează un website. Haideți să continuăm cu un exemplu care ne va permite să observăm cum funcționează, dar și cum se folosesc în practică câțiva termeni de specialitate. Vom folosi o poveste pentru a ilustra ceea ce se întâmplă pe un website de e-commerce, respectiv pe unul de gestiune al e-mailurilor. Andrei vorbește la telefon cu prietenul lui Dan care îi spune că i-a trimis un e-mail unde găsește informații despre ofertă la o tabletă pe care și-o dorește de mult timp. Ce va face Andrei? Odată ce va ajunge în fața unui calculator client cu conexiune la internet, va deschide un browser ca să poată avea acces la clientul de e-mail. În câmpul destinat a stării adresei web, va introduce adresa acestuia. După ce a scris adresa web, Andrei va apăsa tasta Enter, iar clientul va trimite un request către server pentru a vizualiza pagina Home a clientului de e-mail. Serverul va găsi pagina web Home cerută și va începe apoi să trimită răspunsuri sub forma unor pachete cu informațiile conținutului paginii web. Din aceste pachete, conținutul paginii web va fi reconstituit și vizualizat treptat de browser. Pe pagina web Home, primită, Andrei va trebui să completeze două câmpuri texterea, cel al ID-ului personal și cel al password-ului. Apoi va face un click de mouse pe butonul Login, care va genera din nou un request către server pentru a vizualiza pagina web Inbox. Înainte de a se trimite responsul către calculatorul client al lui Andrei, informațiile trimise de el serverului, denumite și credențiale, vor fi verificate în baza de date. Fără completarea corectă a acestor două câmpuri, nu s-ar satisface precondițiile de acces pe pagina inbox. Deoarece credențialele corespund cu cele din baza de date, serverul îi va aproba accesul lui Andrei în contul lui de e-mail. Aceasta este prima funcționalitate cu care are de-a face Andrei, cea de login în website. Pagina pe care o va trimite serverul lui Andrei satisface o postcondiție stabilită în specificațiile de funcționare a clientului de e-mail. În e mailul trimis de Dan, Andrei găsește un link. Andrei dă click de mouse pe link, iar în browser se deschide un tab nou. Te rog acum să încerci să vizualizezi tot procesul comunicării între client și server, în urma căruia se deschide pagina web unde Andrei poate găsi oferta la tableta căutată de el. Este același tip de comunicare ca cele descrise anterior, însă avem de-a face cu alte adrese web și cu un alt server. Suntem pe același browser, dar în alt tab, și bineînțeles pe altă pagină web. Ce a descoperit Andrei pe această nouă pagină web? În primul rând, care de-a face cu un website de e-commerce. Pagina web pe care l-a direcționat linkul îi prezintă tableta dorită de el. Însă, pentru a o putea cumpăra, Andrei trebuie să-și facă un user account. După ce studiază puțin oferta și caracteristicile tabletei, Andrei se decide să o achiziționeze, parcurgând în consecință tot traseul până la finalizarea cumpărăturii. În limbajul de specialitate, acest proces se numește Flow. Primul pas pe care îl face Andrei, este să acceseze în meniu opțiunea Create Account. Aceasta este o funcționalitate a website-ului care permite oricărui potențial user să completeze mai multe câmpuri text pentru a se înregistra pe website ca potențial cumpărător. Cele mai importante câmpuri sunt cel al adresei de e-mail, al ID-ului și al password-ului. Odată completate toate informațiile de către Andrei, acestea sunt trimise cu ajutorul unui buton denumit Submit, într-o bază de date pentru a putea fi refolosite la viitoarele logări pe website. Pentru că acum Andrei este logat pe website, acesta îi permite să acceseze o altă funcționalitate, aceea de wishlist a unui produs. Produsul ales de Andrei, tableta, este selectat prin apăsarea butonului Add to Basket și este introdus în coșul de cumpărături. Pentru că Andrei nu dorește să facă alte achiziții, el va continua accesând următoarea funcționalitate a flow-ului de cumpărături, cea de comandă. În flow-ul urmat până la definitivarea comenzii, Andrei este la un moment solicitat să efectueze o plată online. Pentru aceasta, completează diverse câmpuri, informațiile fiind trimise serverului băncii care va efectua plata în numele lui Andrei. Informațiile necesare a efectuării plății se află, bineînțeles, într-o bază de date a băncii. Serverul băncii informează serverul de la e-commerce că plata s-a efectuat, iar apoi acesta din urmă informează clientul despre definitivarea comenzii. Se poate vedea că website-ul de e-commerce este interconectat cu website-ul băncii pentru realizarea flow-ului de achiziție a tabletei. După ce termină, Andrei se întoarce în browserul la primul tab, cel al clientului de e-mail, de unde îi trimite înapoi lui Dan un mesaj de mulțumire. Am întâlnit în acest exemplu câțiva termeni noi, client de e-mail, credențiale, precondiții, postcondiții, funcționalitate, interconectat și flow. De-a lungul cursului ne vom întâlni des cu ei, motiv pentru care ne-am dorit să avem cu toții aceeași perspectivă asupra lor.